sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Starea de urgență în sănătate publică se prelungește până la 31 iulie. S-a decis astăzi la guvern să mențin mai toate restricțiile, inclusiv carantina la intrarea în țară, grădinițele închise, dar și organizarea de ceremonii. Pandemia respectivă nu dă semne de, zicem, de diminuare, de plecare. Italia și-a închis granițele pentru moldoveni din cauza numărului mare de infectări. Astăzi cursele auto și aeriene înspre și din peninsula au fost anulate. Chiar și așa, președintele vrea să o decoreze pe Viorica Dumbrăveanu pentru modul în care a gestionat epidemia de coronavirus. O să o înaintez la o distincție de stat. Agenția Proprietății Publice reziliază contractul de concesiune a aeroportului internațional Chișinău. Avia Invest susține că își continuă activitatea și îl acuză pe Igor Dodon de intimidare. Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până la sfârșitul lunii iulie. Aproape toate restricțiile rămân valabile. Excepție sunt sălile de sport, unde vestiarele și dușurile vor fi redeschise, și centrele balneare, care își vor relua activitatea treptat. Pandemia respectivă nu dă semne de, zicem, de diminuare, de plecare. În acest context, Comisia de la Guvern a decis să prelungească starea de urgență în sănătate publică până la sfârșitul lunii iulie. Asta înseamnă că majoritatea restricțiilor impuse rămân în continuare valabile. Cei reveniți de peste hotare trebuie să stea în autoizolare obligatoriu timp de 14 zile. Oficierea anunților, dar și altor ceremonii, este interzisă. Totodată, taberele de odihnă, cluburile de noapte și parcurile de distracții rămân închise. Mă refer la parcuri de distracții din Orhei. În afară că încalcă legea, pentru care vor fi pedepsiți numai decât, ei expun pericolului de sănătate cetățeni pe care îi strâng acolo pentru motive politice. Avem parte și de două relaxări, începând cu 16 iulie. Cei care merg la sală pot să-și schimbe hainele în vestiare și să facă băi după antrenamente. Își deschid ușile pentru clienți și centrele balneare din țară. Uniunea Europeană a aprobat astăzi debursarea 30 de milioane de euro pentru țara noastră. Aceasta este cea de-a doua și ultima tranșă din cadrul actualului program de asistență macrofinanciară pentru Moldova, pornit încă în 2017. A treia tranșă de 40 de milioane a fost tratată, așa cum autoritățile nu au reușit să îndeplinească toate cerințele UE. Comisia Europeană a luat decizia de a debursa tranșa a doua asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova în sumă de 30 de milioane de euro. Și aici avem două elemente. 20 de milioane sunt sub formă de credit la o rată foarte convenabilă și 10 milioane sub formă de asistență nerabursabilă, în limba noastră grant. Premierul a atribuit unele merite guvernului pe care îl conduce și nu a ezitat să critique fostul executiv. Pe parcursul anului 2019, din păcate, niciuna din condiționalități, niciunul din trei guverne care au fost în 2019, inclusiv renumitul guvern care a gestionat lucrurile în țară vara, nu a îndeplinit nicio condiționalitate din tranșa 3. De aceea țara a ratat tranșa numărul 3. Această decizie este, o consider importantă și în contextul dinamizării dialogului cu Uniunea Europeană. Bineînțeles, este și expresia faptului că UE ne susține în acest proces de implementare a reformelor, de preluarea standardelor europene. Cea de-a treia tranșă în valoare de 40 de milioane de euro nu va mai ajunge în țara noastră, pentru că termenul ei expiră pe 18 iulie, așa că autoritățile nu mai au timp suficient ca să reușească să îndeplinească alte condiționalități. Maia Sandu susține că vina este a guvernării. Din păcate, tranșa a treia în valoare de 40 de milioane de euro a fost anulată din cauza irresponsabilității și lenii guvernării de la Chișinău, a scris Sandu pe Facebook, iar Oleg Țulea susține că acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu a fost suficient timp. Între tranșa 2 și tranșa a treia trebuie să existe un
timp de aproximativ 3 luni necesar din punct de vedere procedural, care nu mai este la îndemână în condițiile în care programul s-a finalizat. Prima tranșă din actualul program de macrofinanțare a ajuns în țara noastră în octombrie anul trecut. Următorul program pentru țara noastră, care prevede acordarea a 100 de milioane de euro, va fi lansat imediat ce va fi adoptat memorandumul de înțelegere cu Republica Moldova. De ce Ștefan Gațcan nu a fost plasat în carantină la revenirea în țară? Lăsați-l în pace, ne răspunde președintele. Dar de ce nu aveți aceeași întrebare către alți deputați care revin în țară după ce merg în România, în Cehia, în alte țări și vin la ședința Parlamentului? Ce nu întrebați de ce nu stau 14 zile în carantină? Gațcan pe voi vă interesează. Lăsați cazul ăsta într-o parte. Cum a explicat Dodon necesitatea de a-i oferi pază de stat lui Ștefan Gațcan, vedeți imediat. Aeroportul ar putea reveni în posesia statului. Despre acest lucru au anunțat cei de la Agenția Proprietății Publice, care spun că obligațiunile asumate de concesionar nu au fost respectate. Serviciul de presă la Via Invest afirmă că s-ar crea probleme artificiale și totul ar fi o comandă politică. Motivul pentru care contractul ar urma să fie reziliat este că Avia Invest nu și-ar fi respectat obligațiunile stabilite în contractul investițional, acumulând restanțe la capitolul investiții de 62,2 milioane de euro. Compania nu ar fi instituit nici garanția de bună execuție. Ea a fost instituită, însă nu a fost instituită așa cum prevede contractul, pe un termen de 3 ani, doar pe un termen de un an, care a expirat la 31 ianuarie 2019. În cazul în care nu execută contractul, atunci Agenția Proprietății Publice, conform prevederilor contractului, avea tot dreptul să încaseze garanție. Astfel, potrivit responsabililor de la APP, în termen de 180 de zile, compania ar trebui să restituie activele Aeroportului Internațional Chișinău, transmise anterior în baza contractului de concesionare. În caz contrar, vom acționa în instanță de judecată să fie revendicate bunurile din posesia Avia Invest în posesia statului. Reprezentanții Avia Invest spun că problema ar fi de fapt o poliță de asigurare. Companiile de asigurări din Republica Moldova refuză să semneze o poliță de asigurare pe care Avia Invest trebuie să o prezinte anual. Compania Avia Invest a fost nevoită să caute o altă companie din Rusia cu care a semnat această poliță. Agenția Proprietății Publice, la rândul ei, refuză să recunoască polița de asigurare, chiar dacă aceasta este legal. Iar companiei s-ar pune artificial obstacole. Catalogăm aceste acțiuni drept o tentativă de a executa anumite comenzi și anume ale șefului statului. Procedura propriu-zisă de reziliere a contractului este una juridică, este una de lungă durată, astfel nu putem considera o notificare ca un fapt împlinit. Aici nu e vorba de nicio politică. Agenția Proprietății Publice a prezentat argumentele care au stat la baza acestei adresări, deci în cazul când compania Avia Invest nu este de acord cu ceea ce e stipulat în notificarea respectivă, bineînțeles, poate să adreseze în instanță. Serviciul de presă al Avia Invest mai spune că departamentul juridic urmează să decide care vor fi următorii pași. O vizită la rude, o vacanță, o escapadă sau chiar revenirea la muncă este imposibilă pentru moldovenii în Italia. Autoritățile din peninsulă au interzis accesul cetățenilor noștri. Toate cursele aeriene din Moldova spre Italia au fost anulate pentru o perioadă de 2 săptămâni, la fel și cele terestre. Este ora 11:30, iar peste o oră de la aeroportul Chișinău urma să deculeze avionul spre Veneția. Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece cursa a fost anulată. De fapt, ca și alte 3 astăzi care urmau să aibă loc, astea se întâmplă după ce autoritățile italiene au inclus Republica Moldova în lista țărilor cu acces interzis pe teritoriul Italiei. Astăzi la aeroport au venit câțiva pasageri, dar au fost întorși înapoi. Astfel, timp de 14 zile nu se va zbura spre și dinspre Italia. Ce va urma, deocamdată nu știm, vedeți că lucrurile se schimbă de la o zi la alta, probabil și în funcție de felul în care va evolua pandemia în Republica Moldova. Iar pasagerii care și-au cumpărat deja bilete pentru perioada următoare vor trebui să ia legătura cu operatorii zborurilor. Pentru
a vedea posibilitatea modificării biletului de zbor sau returnării banilor în funcție de politica pe care o are fiecare companie în parte. Accesul este interzis și pentru moldovenii care au contracte de muncă și viză de reședință în Italia. Potrivit serviciului de presă al Ministerului de Externe, durata acestor interdicții este încă nedeterminată. Totuși, italienii aflați în țara noastră vor putea ajunge acasă. Singura excepție este valabilă doar pentru cetățenii italieni care pot intra în țară, dar cu respectarea regulilor de autoizolare. Și cursele auto spre Italia au fost anulate. Totodată, moldovenii nu vor avea acces nici în România fără să stea în carantină. Vor face excepție doar membrii familiei care au cetățenie română, cei care au viză de ședere și cei care vor avea motive întemeiate. Unica țară unde cetățenii noștri au acces liber este Turcia. Italia a interzis intrarea în țară a persoanelor provenite în total din 13 țări care au un număr mare de cazuri de COVID-19, astfel că ne situăm în această listă alături de țări precum Bangladesh, Brazilia sau Chile. Coronavirus nel mondo attraversa la fase più acuta. Ho firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso e il transito da numerosi paesi extraeuropei. L'ho fatto perché gli italiani negli ultimi mesi hanno compiuto sacrifici enormi che non possono essere vanificati. Il governo continuerà a muoversi sulla linea della massima prudenza. Din cauza riscului sporit de infectare cu coronavirus, Italia și-a închis de astăzi granițele pentru cetățenii din 13 țări, printre care și Republica Moldova, alături de Brazilia, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia, Chile, Macedonia, Oman, Panama, Peru și Republica Dominicană. Nu vor putea intra în Italia și persoanele care au tranzitat sau au stat în aceste țări în ultimele 14 zile. Călători din toate celelalte state din afara Uniunii Europene și a spațiului Schengen pot intra în Italia, dar trebuie să stea în carantină două săptămâni. Italia a fost prima țară europeană afectată grav de epidemia de coronavirus. Aproape 35.000 de italieni au fost răpuși de virusul ucigaș, dar bilanțul zilnic al morților și cazurilor noi a scăzut puternic comparativ cu vârful epidemiei atins în luna martie. Ieri, spitalul din Bergamo, orașul unde a izbucnit focarul, a anunțat că a externat ultimul pacient aflat la terapie intensivă. În spital se tratează în prezent 30 de persoane infectate cu COVID. Agenția pentru Protecția Civilă a anunțat 12 decese în ultimele 24 de ore, în scădere de la 15 în ziua precedentă, în timp ce numărul cazurilor noi a crescut de la 193 la 229. Iar situația rămâne gravă. 11 oameni au murit astăzi de COVID-19 în țara noastră. Ultimile informații ni le prezintă colega noastră, Marina Chitoroagă. Marina, bună seara! Bună seara, Tatiana, bună seara tuturor! Pentru astăzi au fost confirmate alte 258 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintr-un număr total de 1.819 teste efectuate. Toate cazurile au fost cu transmitere locală, 6 dintre acestea fiind înregistrate în Transnistria. În același timp, din numărul total de cazuri confirmate astăzi, 13 sunt lucrători medicali. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul COVID-19 în țara noastră atinge cifra de 18.924 de cazuri. Dintre acestea, 12.188 au fost tratate. Tot astăzi, din cauza virusului, și-au pierdut viața 8 persoane cu vârste cuprinse între 53 și 80 de ani. Acestea au fost informațiile. Tatiana? Marina, îți mulțumesc. Pentru gestionarea crizei pandemice, Viorica Dumbrăveanu ar putea fi decorată cu distinția de stat Gloria Muncii. Decizia îi aparține lui Igor Dodon, care susține că faptul că ieri moțiunea simplă împotriva ministrului sănătății nu a trecut în Parlament este o victorie. Cel mai probabil o să o înaintez la o distinție de stat, la Gloria Muncii, în timp apropiat, pe doamna ministru Dumbrăveanu. Președintele spune că Dumbrăveanu a dat dovadă de profesionalism în lupta cu COVID-19, asta deși reprezentanții opoziției susțin că ministrul sănătății nu a gestionat bine situația pandemică și a eșuat pentru că nu a știut să ia decizii la timp, ci s-a lăsat condusă de Igor Dodon și Ion Chicu. După ce a plecat din partid, iar socialiștii îl făceau cu ou și oțet, astăzi Igor Dodon îl ridică în slăv pe Ștefan Gațcan, spunând că anume datorită lui a fost deblocată ieri activitatea Parlamentului. Pe de altă parte, președintele nu mai este atât de sigur că nimeni nu va pleca de la PSRM și declară că s-au ridicat taxele de cumpărare a deputaților. Maia Sandu susține că ceea ce s-a întâmplat cu Gațcan s-a dorit a fi o lecție pentru cei care o să mai încerce să plece. Condamnăm încă un act de prostituție politică. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, cea mai mare forță politică din Parlament, cel mai mare partid, declară război acestor trădători. Domnul Gățcan și-a jucat un rol foarte important, pozitiv,
în deblocarea activității Parlamentului. Domnul Gascan a procedat ca un medic adevărat, să spunem așa. El a hotărât o problemă. Datorită lui, medicii vor primi începând cu 1 septembrie salariul majorat cu 30%. Igor Dodon susține că nu a vorbit cu Gascan în ultimele două săptămâni și că nu are de gând să-i ceară explicații pentru cele întâmplate, pentru că timpul va arăta totul, susține el. Iar la întrebarea dacă se mai așteaptă ca unii deputați socialiști să părăsească fracțiunea, acesta nu a mai răspuns atât de sigur, dar a declarat că taxele pentru cumpărarea deputaților au crescut. Deja e 2 milioane de euro deputat, vă știți? Așa la dânsul crescut taxele. L-am întrebat pe președinte de ce deputatul nu a stat în carantină, având în vedere că a revenit de peste hotare. Dar de ce nu aveți aceeași întrebare către alți deputați care revin în țară după ce merg în România, în Cehia, în alte țări și vin la ședința Parlamentului? Ce nu-i întrebați ce nu stau 14 zile în carantină? Gascan pe voi vă interesează. Lăsați cazul ăsta într-o parte. Iar pentru faptul că i-a oferit lui Gascan pază din bani publici, fără să fie clar ce pericol îl păștea pe acesta, Igor Dodon s-a justificat prin faptul că nu este doar un caz de acest fel. În ultimele câteva săptămâni am dispus pază de stat la mai mulți funcționari publici. Este vorba nu doar de deputați, este vorba și de procurori, este vorba și de unii judecători. Cei din opoziție însă susțin că Gascan a fost intimidat, iar tot ce s-a întâmplat cu el s-a vrut a fi o lecție pentru cei care se vor mai gândi să plece de la socialiști. Omul mai întâi anunță că pleacă în alt partid. Asta este primul element ciudat. După care omul scrie cerere și spune că pleacă din Parlament, după care dispare, apoi reapare. Și ne spune, știți, dar eu totuși vreau să rămân deputat în continuare și rămâne acolo de parcă nimic nu s-a întâmplat. Evident că astea sunt lucruri cu totul și cu totul bizare, care confirmă zvonurile că a fost determinat cu pumnii sau cu alte metode de constrângere pentru ca să revină în Partidul Socialiștilor și să asigure majoritatea. Gascan a părăsit țara pe 1 iulie, a doua zi după ce a anunțat că pleacă de la socialiști și se alătură grupului Candu. Atât cei din PSRM cât și cei din Promoldova s-au acuzat reciproc de intimidări. Ștefan Gascan a revenit în țara acum două zile, iar ieri a fost deputatul care a asigurat cvorumul la ședința Parlamentului. Din toamnă nu mai are rost să iasă la muncă, asta spun șoferii de microbuze, iar primăria afirmă că nu e nicio problemă. Mulți au lepădat, din 26 au rămas 11. N-are rost să mulți lucrezi mașini, nici la săpână aici, dar nici tu te duci tot acasă. Problema e însă pentru locuitorii capitalei care nu au alte mijloace de transport decât microbuzul, când se va decide dacă vor mai circula ele, aflați în jurnal. Femeia care acum câteva zile și-a lăsat copilul nou născut în vie este acum împreună cu el la Institutul Mamei și Copilului. Aceasta a venit ieri seară și se va afla împreună cu micuțul în salon până la externarea lui. Ambii sunt sub supravegherea medicilor. Una, că mama vrea să ia copilul, asta e foarte bine, noi suntem pentru. Să-l ia și mai pare totodată, ei sunt obligați să facă condiții bine și de trai. Comisia Specială Disciplinară o să evalueze, o să facă evaluare inițială, să vadă condițiile de trai, dacă corespund, s-au făcut ordine. Iar autoritățile locale i-au luat pe ceilalți 4 copii care au fost dați în grijă altei familii. Instanța va decide dacă mama va fi sau nu lipsită de drepturi părintești. Totodată, potrivit poliției, femeia este cercetată penal pentru lăsarea copilului în primejdie și riscă până la 2 ani de închisoare. Nici o țară independentă nu își dorește forțe militare străine pe teritoriul său, iar ambasadorii trebuie să respecte suveranitatea și independența statului, este reacția premierului Ion Chicu la declarațiile ambasadorului Federației Ruse. Oleg Vasnețov a spus că nu sunt motive pentru a retrage trupele armate de pe teritoriul nostru. Președinția nu a comentat subiectul, iar ministrul de externe spune că nu există nicio bază legală ca trupele să rămână în Republica Moldova. Toți ambasadorii, reprezentanții corpului diplomatic care se află la Chișinău, trebuie să respecte Republica Moldova ca stat suveran, independent. Nici o țară independentă nu-și dorește forțe militare străine pe teritoriu. Bineînțeles, nici noi nu ne dorim. Nu există nicio bază legală pentru staționarea trupelor acestor trupe pe teritoriul țării noastre. Reacțiile vin după ultimele declarații ale ambasadorului Federației Ruse, Oleg Vasnețov, care într-un interviu pentru o agenție de presă rusă a declarat că aproximativ 1500 de militari ruși care din motive obiective
respective ajută la desfășurarea unei operațiuni de menținere a păcii și protejarea depozitelor de muniție plasată în zona transnistriană nu poate fi retrasă cu ajutorul unei baghete magice. Acesta a mai adăugat că nu sunt create condiții pentru evacuarea armatei și a munițiilor, iar comunitatea rusă ar fi marginalizată în țara noastră. În acest context, astăzi mișcarea politică Unirea a protestat în fața ambasadei Federației Ruse. Cerem declararea lui Oleg Vasnetsov persoana non grata în Republica Moldova cu expulzarea acestuia ca urmare a abuzurilor pe care le-a comis de-a lungul timpului, ultimul fiind aceste declarații de bat jocuri în adresa Republicii Moldova, în adresa fiecăruia dintre noi. Cei de la președinție nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție. Ciuruită de binelea, strada Ion Creangă ar putea intra în reparație din nou, anunță primăria. Lucrările au mai fost începute și lăsate balte de autoritățile locale în 2018, când s-au cheltuit bani buni, acum practic aruncați în vânt. Primarul actual, Ion Ceban, dă vina pe incompetența conducerii de atunci. În replică, Ruslan Codreanu spune că nu e nevoie de atâtea vorbe. Atât trotuarul cât și carosabilul de pe strada Ion Creangă, cu lungimea de aproape 2 km, în unele zone arată dezastruos, susțin cei care zilnic au drum pe acolo. Bătăi de cap au nu doar șoferii, ci și pietonii, care la fel trebuie să ocolească gropile adânci. Este incomod de circulat și plus la asta, în caz că, ok, dacă ești pur și simplu pieton, te mai uiți pe unde mergi, dar dacă ești cu o trotinetă sau cu o bicicletă sau alt mijloc de circulație care nu este carosabil, dar pe trotuar, îi face imposibilă circulația. Eu mă deplasez cu căruciorul, cu copilul și adică permanent, chiar și când e doarme, permanent, adică e zdrunșinat. Drumul ăsta trebuia să fie finisat, dar nu l-a mai finisat și așa e de gălăgios, sunt multe mașini și încă și drumul e foarte rău. Drumul, care nu a fost reparat de mai bine de 30 de ani, ar putea fi reabilitat în acest an. Aseară a fost lansată licitația publică, iar lucrările ar putea începe într-o lună și jumătate și vor dura în jur de un an și 6 luni. Pe lângă reparația capitală a carosabilului și a trotuarelor, proiectul prezentat de primar prevede schimbarea rețelei de apeduct și canalizare, care nu mai face față cerințelor. În primul rând a fost un proiect vechi, în baza căruia s-au început lucrările în anul 2018. Administrația precedentă care era responsabilă de acest lucru trebuie să poarte răspundere penală. Reparația străzii ar fi început încă în anul 2018, atunci însă a fost schimbată doar o parte din trotuare și câteva rețele inginerești. Actualul primar dă vina pe fosta conducere, care nu ar fi fost capabilă să gestioneze corect resursele. Ruslan Codreanu, primarul interimar de atunci, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Cea mai mare greșeală cred că a fost că nu i-am dat afară pe cei responsabili de infrastructura drumurilor mai devreme. Dar vă atrag atenția, repetat, toți care i-am dat afară pentru lucrări necalitative, el i-a reangajat. Pentru lucrările făcute în 2018 din buget s-au cheltuit circa 26 de milioane de lei bani aruncați în vânt, asta fiindcă acum, pentru schimbarea rețelei de apeduct și canalizare, trotuarul reparat va fi scos și pus din nou. Rețelele de apeduct și canalizare, ele sunt centrale, dar sunt și debranșamente care duc către pe mai multe porțiuni, va trebui să ridicăm pentru a schimba rețelele. El se apucă să dea la o parte pavajul de pe trotuare de pe Creangă, dar sunt astăzi soluții tehnice care îi permit să facă lucrări la țevi fără ca să descopere partea carosabilă. Costul lucrărilor de reparație ajunge la 50 de milioane de lei, iar din bugetul municipal în acest an s-au alocat 44 de milioane. Ion Ceban crede că municipalitatea se va încadra în bugetul prevăzut și nu va fi nevoie să apeleze la surse din exterior. Igor Dodon îi acuză pe cei din PAS și PPDA că s-ar fi afiliat cu Șor și Candu și că pregătesc scenarii astfel încât să-l împiedice să participe la prezidențiale. Sunt minciuni, declară cei din opoziție, iar Maia Sandu susține că acest guvern trebuie demis, iar voturile trebuie să vină și din partea democraților. Băieți, eu încă n-am decis să particip, dar voi deja vreți să mă blocați. Și Maia Sandu, care vrea să arate foarte sfântă, prin așa instrumente vrea să lichideze participarea unui concurent de care se teme, înseamnă. Sergiu Litvinenko i-a răspuns pe Facebook: e chiar nostim să vezi de la unul despre care se spune că a luat geantă de la Șor și culioc de la Plahotniuc, cum te învinuiește de așa ceva? A scris deputatul PAS. Igor Dodonu acuză pe Maia Sandu că s-ar fi aliat cu cei din grupul Șor, dar și cu cei din Pro-Moldova. Nu știm că sunteți în Alianța Haosului. I-am și copii pe drum, spun, Alianța Sandu, Candu, Plahă, Șor.
Eu știu că neformal voi sunteți împreună. Iar Maia Sandu a declarat că nu are de gând să discute cu Dodon și că este gata să susțină o moțiune împotriva guvernului Chicu. Noi vrem să demitem acest guvern. El este foarte toxic, dar în același timp trebuie să avem numărul suficient de voturi. E nevoie să se continue discuțiile cu Partidul Democrat. Filip, dacă duci încolo, rămâne fără partid. Noi să-l presăm de pe stângă, candul îl omoară de pe dreapta și s-a terminat. Dezordinea și dezmățul sunt provocate de Igor Dodon. Aseară la emisiunea În profunzime, Maia Sandu a declarat că intenția ei este de a candida la prezidențiale. Nu se știe cum vor fi organizate alegerile peste hotare, susține președintele, sugerând că ar putea fi probleme cu deschiderea secțiilor de acolo. Până acum, Dorin Chirtoacă și Andrei Năstase au spus că se vor înscrie în cursa pentru fotoliul de președinte. De altfel, Andrei Năstase pare că a intrat deja în electorală, iar azi a anunțat că a creat și o aplicație pentru telefonul mobil care îi poartă numele. Lansăm o aplicație destinată telefoanelor mobile, o aplicație menită să înlesnească comunicarea platformei Demnitate și Adevăr și a candidatului său la alegerile prezidențiale cu toți oamenii. Din septembrie, microbuzele ar putea să nu mai circule în capitală, șoferii renunță și își caută alte locuri de muncă, fiindcă cheltuielile nu sunt justificate. Nicio problemă, afirmă primarul capitalei, care speră că până atunci se vor cumpăra autobuze și troleibuze. Îngrijorați sunt însă cei care locuiesc în zone unde doar microbuzele ajung. Ioana a lucrat 23 de ani șofer de microbuz pe ruta 162. Acum o săptămână s-a renunțat și a trecut la dispecerat. Mai spune că pensia mică nu-i permite să stea acasă, așa că este nevoit măcar așa să se întrețină. Mulți au lepădat. Din 26 au rămas 11. N-are rost să mulți lucrez mașini, nici la săpână aici, dar nici... Tu te duci tot acasă. Afanasie a oprit la marginea carosabilului fără niciun om în vehicul. Spune că anul trecut pasagerii se îmbulzeau. Acum însă se tem de virus, crede acesta. Au rămas pensionieri numai 50-100 pe zi dacă ne rămân. Notarină 300-350. A să vedem mai departe până ce răbdăm. Mașina ar cam trebui reparată, dar bani nu sunt. Doar să pui 5 lei măcar. Mai mult nu trebuie, 5 e normal. 5 lei e mult sau puțin? Salariul 3.000 de lei, o comună ajunge din 3.000. Problema este mai gravă pentru cei care locuiesc în zonă unde nu ajung troleibuzele. Xenia locuiește de mai bine de 30 de ani în cartierul Schinoasa. De-i frig sau cald, merge deseori pe jos, altfel nu poate ajunge nicăieri. Noi nu avem alt transport. Am mers de jos, dar am venit de acolo până aici, că mă gândeam, dacă nu vine 78, mă urc la 108. Cândva mergem pe jos. Păi cândva hai ne mântoarce la Evă cel de mișcare. Trebuie pentru oameni transport public. Autobuze, tot e bine. Pe parcursul lunilor aprilie și mai, circa 210 microbuze au refuzat să activeze. S-a anunțat ieri la ședința CMC. Dacă de la 1 septembrie maxi-taxiurile nu vor mai circula, aproximativ o treime din populație ar putea fi afectată. Primarul capitalei spune că atât timp cât microbuzele nu oferă condiții, nu poate fi nici vorbă de majorări. Ceea ce ține de microbuze, am zis, oameni buni, dacă vreți să discutăm despre ceva, arătați-ne perspectiva cum vreți să modernizați transportul. Pentru că la ceea ce avem astăzi, reiterez, părerea mea este că maxi-taxi, microbuzele arată oribil din toate punctele de vedere. Acum o lună, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat contractarea unui credit de 130 de milioane de lei pentru asamblarea a 35 de troleibuze. Totodată se planifică achiziționarea 100 de autobuze noi. Licitația va fi lansată peste aproximativ o săptămână, a precizat astăzi primarul. Acestea ar putea să apară pe străzile orașului în toamnă. Au plecat în misiune, însă nu ca de obicei, mai întâi au stat în carantină, iar rudele nu au mai venit să-i petreacă. Contingentul în mod special, suntem în carantină, izolați de ceilalți. De cât timp nu v-ați văzut familia? De 2 săptămâni. I-au petrecut în schimb oficial, câți militari moldoveni au pornit astăzi spre Kosovo și în ce condiții, vedeți în continuare. Odată cu închiderea granițelor, am fost îndemnați să ne vizităm țara anul acesta și să descoperim activități interesante aici. Doar că și din cele ce există, multe sunt încă interzise, deși proprietarii acestor afaceri nu înțeleg motivul. Este și cazul unei companii de kayaking, directorul căreia susține că a ajuns în culmea disperării.
Alexei Guțaga povestește că a deschis afacerea cu caiacuri încă din 2013, iar astăzi bărbatul se plânge că afacerea i se scufundă. Facem aceste servicii în Republica Moldova, dezvoltăm continuare deja a 7-lea an. Consultându-ne cu juriști, noi am înțeles că nu avem dreptul deloc să organizăm nici pentru două persoane, nici pentru trei, nici chiar pentru una. Persoane. În aceste condiții, omul de afaceri spune că este indignat de acțiunile și sugestiile autorităților și nu înțelege de ce nu se permite reluarea activității. El mi-a sugerat să închid afacerea și să mă reprofilez în alte afaceri. Am o întrebare, din nou, deja de la mine, către domnul Chicu, cum așa s-a primit că noi suntem ultima țară din acest glob pământesc care a interzis activități în aer liber? Și la care măsuri de OMS dumneavoastră vă referiți când spuneți că acest lucru este interzis? Ați permis săli de sport, cimitirii, piață centrală, frizerii, horeca și în săli închise și chiar ultima, deci acum avem invitații și spa și bazine de pe data din tâi funcționează. Noi în aer liber cu grupe super mici nu avem voie. Riscul de contaminare aici în aer liber, când echipa merge pe apă singură, fără noi, cu o distanță 1,70 m între ei, fizic, noi nu vedem. Poate dumneavoastră vedeți. În plus, Alexei susține că a încercat de mai multe ori să obțină răspunsuri de la autorități, însă fără rezultat. Am trimis 3 scrisori la dumneavoastră. Una, refuz. A doua oară, deci din numele la tot grupul de companii de turism, refuz. Deci a treia oară. Acum e a patra scrisoare scrisă către dumneavoastră pe data de 29 iunie. Niciun răspuns. Cum noi să funcționăm, domnul Chicu? Ce fel de suport și ajutor dumneavoastră dați către acest antreprenor în acest stat care achită impozite și vă dau la dumneavoastră salariu? Și întrebare către domnul președinte, care în întreprinderi, când administratorul face dă în bară o dată, a doua, a treia oară, oare nu trebuie de dat pe dâns afară? Domnul Chicu, scrieți, vă rog, cereri demisie și plecați naiba. Coronavirusul nu vrea să plece de pe continentul european, deși în multe țări situația se îmbunătățește. Bulgaria a înregistrat ieri 240 de cazuri noi de îmbolnăvire, fiind cea mai mare creștere într-o zi de la începutul pandemiei. În România au fost confirmate 614 infectări, cel mai mare bilanț de până acum, și Austria se confruntă cu o explozie de îmbolnăviri. România ar putea reveni la starea de urgență doar într-un scenariu catastrofal în care înregistrează 10.000 de cazuri în 3-4 zile, a declarat ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Nu instituim starea de urgență doar pentru 2 zile în care am avut un număr crescut de cazuri peste 500. Instituim această stare de urgență, care este apanajul președintelui, în contextul în care avem o perioadă cu transmitere accentuată, la un moment dat o creștere a numărului de cazuri exponențială, poate și dublări de la o zi la alta, într-un context în care transmiterea comunitară este accentuată. Ministrul român al Sănătății susține că România nu a depășit primul val al pandemiei de coronavirus și că acum asistăm la a doua cocoașă a primului val. Asta după ce ieri au fost confirmate peste 600 de infectări, cel mai mare număr de cazuri într-o singură zi de la debutul pandemiei, astfel că totalul a ajuns la 30.879. Nu doar România se confruntă cu o explozie de cazuri noi de infectare. Bulgaria a anunțat un număr record de persoane infectate, 240, cele mai multe în Sofia și în Plovdiv. Așa că autoritățile au impus restricții, au limitat evenimentele sportive și adunările publice la 30 de persoane, iar barurile de noapte vor avea voie să funcționeze doar în aer liber, la jumătate din capacitate. Îngrijorarea în fața coronavirusului este tot mai mare în Statele Unite. Acolo ieri s-a înregistrat un nou record de contaminări, peste 65.000. Experții se tem că și curba deceselor va cunoaște rapid aceeași traiectorie. În 24 de ore, 1.000 de americani au decedat din cauza COVID-19. Things are not normal. We are in the middle of a pandemic. Things are not normal and we cannot behave as if they are. Președintele Donald Trump o ține una și bună, că numărul mare de cazuri este rezultatul testărilor masive și insistă pe redeschiderea școlilor din toamnă. Degeaba cer prudență unii experți și chiar unii oficiali. Decisions about school and how to have it on site or otherwise will remain with the state of Washington. Peste ocean, pandemia este departe de a fi sub control. În Brazilia sunt peste 1,7 milioane de bolnavi și numărul deceselor se apropie de 70.000. Președintele Jair Bolsonaro, care a anunțat marți că a fost testat pozitiv la COVID-19, a apărut aseară în direct pe Facebook, așa cum face săptămânal, și a declarat că se simte bine. Tomou por ocasião do seu tratamento a hidroxicloroquina. E eu tomei e deu certo, estou muito bem. É graças a Deus, né? E aqueles que criticam, né?
pelo menos apresente uma alternativa. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 în întreaga lume a trecut de 12 milioane, iar ce este mai grav este faptul că 1 milion de oameni s-au îmbolnăvit în doar 5 zile. De asemenea, bilanțul deceselor la nivel mondial a trecut de 550.000. Organizația Mondială a Sănătății a prezentat noi recomandări cu privire la noul coronavirus. OMS a sugerat posibilitatea transmiterii prin aerosol, cum ar fi în timpul repetițiilor pentru cor, în restaurante sau în sală de fitness. Până acum, OMS a afirmat că noul coronavirus se răspândește între oameni prin contact direct sau indirect cu suprafețe contaminate sau prin contact apropiat cu persoanele infectate. O săpa tranșee pentru a opri răspândirea noului virus s-a întâmplat într-un sat din Siberia. Autoritățile au recurs la această măsură pentru a-i descuraja pe amatorii de drumeții să mai calce în parcul natural din zonă. În acest sat din Republica Buriatia, pierdut undeva în imensa Siberie, focarul a izbucnit după ce oamenii de acolo au organizat un ritual șamanic la începutul lunii iunie. Autoritățile au descoperit că virusul ar fi fost adus de o persoană din afara localității, așa că au impus imediat carantină. Numai că măsurile nu i-au descurajat pe turiștii de weekend, care au continuat să meargă în parcul natural de pe malul râului Irkut, aflat chiar la marginea satului cu pricina. Ca să-i oprească pe străini, primarul a pus la cale o serie de lucrări de apărare. I-a mobilizat pe săteni care cu mic, cu mare, au săpat un șanț de jur împrejurul așezării. Cele bălă dva rva preocupă tractorul, a tepir și i trei tirov preocupă excavatorul. Pentru că nașlis tăchii lubitele care zachidăvăle bremne și переезжали вот вокруг села, приезжали к реке Иркут. Accesul se poate face acum doar printr-un punct de intrare controlat 24 de ore din 24. Acolo sunt verificate scopul vizitei și temperatura oaspeților, obligați să poarte măști și mănuși de protecție. На данный момент у нас полное получается ограничение доступа въезда и выезда. Но единственное у нас заезжает это медработники и торговые представители, те, которые привозят продукты питания. Din cei 400 de locuitori, cel puțin 50 au fost infectați, iar unul a murit răpus de COVID-19. Potrivit autorităților, satul se va redeschide doar la 2 săptămâni după ce se va vindeca și ultimul pacient. Incident neplăcut și jocant în același timp pentru prințul Charles al Marii Britanii. Acesta s-a speriat în timpul unei vizite în Bristol din cauza unui angajat care a leșinat în fața lui. În imaginile apărute în presă se vede cum moștenitorul tronului britanic discută câteva secunde cu un angajat al unei rețele de supermarketuri. Brusc, acesta începe să se clatine și cade. Mai multe persoane au sărit să-l ajute. Acesta și-a revenit după ce a primit îngrijiri medicale. Charles și-a continuat discuțiile cu următoarea persoană aflată la rând. Ulterior a revenit și a glumit cu cel care a leșinat. Prințul Charles le-a mulțumit angajaților din supermarketuri pentru munca depusă în timpul pandemiei de COVID-19. Violențele s-au mutat din Belgrad la Atena. Mii de oameni au protestat în capitala Greciei după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege care interzice demonstrațiile dacă autoritățile consideră că pun în pericol siguranța publică. În plus, organizatorii sunt răspunzători pentru leziunile sau daunele provocate de protestatari. Aproximativ 10.000 de demonstranți s-au adunat în fața Parlamentului cu pancarde pe care se putea citi „Jos mâna de pe demonstrații”. Un grup de protestatari care s-a desprins de grupul principal a aruncat cu proiectile cu benzină în poliție, care a răspuns cu gaze lacrimogene. Manifestanții au aruncat în poliție cu pietre și au incendiat pubele. Proiectul de lege care a scos pe greci în stradă prevede numirea unui ofițer de legătură, restricții pentru demonstranți sau interzicerea demonstrațiilor dacă autoritățile consideră că pun în pericol siguranța publică. Legea a fost depusă în Parlament de guvernul conservator în încercarea de a reglementa demonstrațiile care provoacă perturbări publice frecvente și afectează comerțul. În Grecia, țară care se reface încă după criza economică profundă declanșată în 2009, au loc frecvent proteste de stradă. În timpul crizei, piața Sintagma din fața Parlamentului a fost deseori scena unor proteste largi anti-austeritate, dintre care unele au devenit violente.
Sub presiunea protestelor, guvernul sârb a cedat și a luat decizia că nu va reimpune izolarea în weekend la Belgrad, astfel că aseară manifestațiile au fost pașnice. Cu mândrie că au câștigat, zeci de tineri au intonat imnul în centrul capitalei. Marți și miercuri au avut loc ciocniri violente între poliție și mii de manifestanți adunați în fața sediului Parlamentului, care au cerut plecarea de la puterea președintelui și au respins reimpunerea izolării. Un grup de experți recomandă, în schimb, să se interzică adunările de peste 10 persoane și să se reducă programul restaurantelor și cafenelelor care nu au spații în aer liber. Serbia a înregistrat în ultimele zile un număr record de cazuri de coronavirus, iar spitalele fac față cu greu. Militarii moldoveni selectați să participe la operațiunile de menținere a păcii în Kosovo au fost astăzi petrecuți de oficial, familiile au fost ținute la distanță, iar militarii puși în carantină timp de 2 săptămâni și testați la coronavirus. Pe lângă datoria de a asigura paza obiectivelor militare în zona de securitate, banii sunt principalul stimul. Aceștia vor fi plătiți cu $50 pe oră, pe când acasă remunerarea este de 500, doar că pe lună. Mulți sunt militarii care își doresc să plece în misiune, însă doar 41 au fost selectați. Concursul a fost riguros, iar printre probele la care au fost supuși este și cunoașterea limbii engleze. Am studiat limba engleză, am studiat reglemente militare, pregătire fizică. Dacă ar fi să-mi răspundeți în engleză, de exemplu, care este sau ce emoții vă încearcă acum? I don't know how to say about my feelings, but I know exactly. But now I'm happy. Din contingent fac parte 33 de militari, 7 geniști și un ofițer de stat major. Patrularea pe teritoriu de responsabilitate, zona de responsabilitate a contingentului, securitatea bazei unde vom fi dislocate, vor desfășura cercetarea terestră geniu pentru a depista și nimice obiecte explozive. Dacă în misiunile precedente familia venea să le ofere o ultimă îmbrățișare înainte de plecare, de această dată cei dragi au fost ținuți la distanță. Militarii au fost și testați la COVID-19. Contingentul nostru special, suntem în carantină, izolați de ceilalți. De cât timp nu v-ați văzut familia? De 2 săptămâni. Ieri am primit rezultatele testelor. Toți 41 de militari sunt negativ testați și sigur misiunile internaționale sunt, spunem, acomodate la regulile noi, în vederea prevenirii, în primul rând, a COVID-ului. La cele 2 săptămâni vor fi adunate alte 6 luni, timp în care se vor afla în Kosovo. Kilometrii vor ține la distanță de familie, discuțiile pe internet însă îi vor apropia sufletește. Acasă mă așteaptă soția și 2 copii. Deja soția cunoaște ce înseamnă să ai bărbat militar. Dar ce vă spun copiii? Le explici că tata pleacă pe mult timp. Nu se întoarcă de grabă. De ce? De ce? Întrebare. Militarii vor fi remunerați cu câte $50 pe oră. Acasă, salariul de bază este de $500, doar că pe lună. Este o diferență considerabilă. Salariul este un motiv pentru fiecare militar, dar, în primul rând, este obligația fiecare militar pacificator să-și îndeplinească misiunea în Kosovo. Misiunea a început doar după ce aceștia au fost stropiți cu aghiazmă. În lume nu se reduce numărul conflictelor, de aceea căștile albastre au de lucru tot timpul pentru Republica Moldova ca stat membru al ONU, asistența și participarea la susținerea efortului internațional de menținere a păcii este o misiune de mare importanță. Contingentul va face parte din Forța Multinațională de Menținere a Păcii și va fi dislocat în baza militară italiană. Primul contingent moldovenesc a plecat în Kosovo în martie 2014. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 500. O seară liniștită și un weekend frumos!